vreme frumoasă astăzi, temperaturi ridicate, maxime termice de 15 grade Celsius, cel mai cald prin sudul Banatului, prin Reșița. Astăzi ne așteaptă o vreme frumoasă în majoritatea zonelor țării, soare prezent la datorie și chiar generos. Meteorologii, în schimb, anunță condiții de ceață densă și vizibilitate redusă în sudul Moldovei. Până la ora 11 este cod galben de ceață acolo. În schimb, de la amiază o vreme cât se poate de bună. În Muntenia, astăzi, o vreme frumoasă, chiar dacă ziua debutează cu ceață, la prânz, soare generos, cam 11-12 grade vor fi în Alexandria și în capitală, vreme va fi caldă, vor fi cam 12 grade la amiază și mult soare. 11 grade sunt prognozate în Slobozia, iar pe la Georgiu vor fi cam 13-14 grade. O vreme frumoasă astăzi și în Oltenia, aici soare prezent la datorie și valori termice de până la 12-13 grade cel mai cald pe la Râmnicu Vulcea, la Drobeta Turnul Severin, la amiază vor fi 12 grade în termometre. Așa cum vă spuneam, cel mai cald va fi astăzi în Banat, în sudul regiunii, pe la Reșița vor fi 15 grade, o vreme de primăvară, 14 grade sunt prognozate în Lugoj, iar pe la Timișoara vor fi cam 13 grade Celsius. Și în Crișana astăzi se anunță o vreme foarte frumoasă și aici valori termice mai ridicate decât ar fi normal la această perioadă, cam 12 grade prin Oradea și Arad. Ceva pre precipitații slabe prin Mara Mureș, trecătoare, vreme frumoasă și aici, și aici mai cald decât ar fi normal la această perioadă, 12 grade vor fi în Baia Mare, 11 grade Celsius în satul Mare. În Transilvania, astăzi, o vreme de primăvară. Soarele va fi și el prezent la datorie, vor fi și ceva norări, dar fără precipitații. Astăzi, iată, valori termice de până la 11-12 grade, cel mai bine prin sud-vestul regiunii. Chiar și în estul Transilvaniei, la Mircurea vor fi cam 5 grade în termometre. Și în Moldova se anunță o vreme frumoasă astăzi, ceva condiții de ceață în această dimineață, în special în jumătatea sudică a regiunii, dar la prânz o vreme foarte, foarte frumoasă. 8 grade sunt prognozate în Bacău, 10 grade în Galați, iar pe la Focșani, mercurul în termometre va ajunge până la 9 grade Celsius. În sud-estul țării, prin Dobrogea, o vreme bună, temperaturi de până la 90 grade, cel mai cald prin Constanța, chiar mai bine pe la Cernavodă, vor fi 13 grade și o vreme cât se poate de frumoasă. În capitală astăzi temperaturi ridicate, mai ridicate decât ar fi normal la această perioadă, 12 grade sunt prognozate la amiază, mâine chiar mai bine, chiar dacă pe timpul nopții și dimineața sunt condiții de ceață, la prânz vor fi cam 13 grade. Depoi mâine se mai răcește puțin, chiar și așa vorbim despre temperaturi peste normele climatologice ale acestei perioade. Acestea au fost pentru moment informațiile despre vreme. Daniel? Mulțumesc.